Inspectorii școlari au trecut la verificarea ghiozdanelor. Elevii care în fiecare zi în spate și peste 10 kg, aproape jumătate din greutatea lor în multe cazuri. Un chin ce se poate sfârși cu boală, strigă medicii, iar părinții sunt disperați. O mamă și-a postat revolta pe Facebook. Un caiet de franceză, un caiet de muzică, de geografie. Acum are 5,105. La care se adaugă penarul, sticla cu apă, cutia pentru sandvișuri și alte materiale de care are nevoie Tudor în fiecare zi. Este în clasa a patra și a ales anul acesta un ghiozdan cu rotile, măcar să tragă după el greutatea, nu să o care în spate. Se poate și mai rău. 12 kg și 23 de grame. Mi se pare destul de greu pentru că câteodată îl mai au și în mână. Totuși, specialiștii spun că ghiozdanul ideal ar trebui să cântărească cel mult 10% din greutatea corpului școlarului. Ghiozdanul lui Petru cântărește 3 kg. Ce facem să fie mai ușor? De obicei, eu îmi pun cărțile care nu-mi trebuie. Ghiozdanul cântărește acum cu aproape 1 kg mai puțin. Dulapurile personale ar fi o soluție pentru toți elevii din România. Din păcate însă, foarte puține școli au cușete. Nu putem să asigurăm un dulăpior pentru fiecare copil, astfel încât doi, și în unele situații chiar trei elevi, împart un dulăpior. Părinții sunt revoltați. Nicoleta Vaia a stat ieri în fața Ministerului Educației pentru că ghiozdanul copilului ei cântărește un sfert din greutatea băiatului. Am gândit imediat la copiii din Vaslui, la copiii din Munții Apuseni sau din județul Argeș, care merg 4-5 km prin Viscol. Este un atentat la sănătatea lor. Ca urmare a sesizării părintelui, Inspectoratul Școlar din București a început un control în toate școlile. În cazul în care vom constata că aceste lucruri sunt reale, vom depune toate diligențele necesare pe lângă autoritățile locale, astfel încât școlile respective să fie dotate corespunzător. Maxim 30 de zile vom avea avizate toate auxiliarele și toate culegerile care pot fi folosite anul acesta în sistemul de învățământ. De aceea, orice profesor care vrea să folosească auxiliare are nevoie mai întâi de aprobarea Comisiei Ministerului Educației.